Doamnele sunt în bucătărie. Am văzut că și Delia era acolo, s-a schimbat în niște papuci și-a luat ceva mai lejer în picioare. Laura a venit cu o sticlă de lichior, și fetele au scos păhărele din acelea mici și au pus câte puțin pentru fiecare doamnă, pentru fiecare domnișoară și ușor, ușor s-a strâns toată lumea în jurul mesei și au băut din acel lichior. Așa că doamnele și domnișoarele în seara aceasta s-au cinstit cu câte un pahar de lichior. Am văzut că au dat noroc, au închinat câte un pahar. Pe doamna Daniela am văzut-o că se învârtea prin bucătărie și ținea acea fustiță. Era, cred că, foarte încântată de, de ținuta din această seară.